Eu împreună cu soția mea am adoptat un copil de la orfelinat, iar după am aflat că de fapt era un bărbat de 30 de ani care se prefăcea că e copil. Domnule Mike, să știți că eu împreună cu soția mea Magdalena suntem foarte încântați că putem să adoptăm un copil de la orfelinatul dumneavoastră și vreau să vă spunem că în trecut noi am încercat să adoptăm și alți copii de la alte orfelinate, însă pur și simplu cred că am avut ghinion și nu s-a legat nimica, doar că în momentul în care am intrat în orfelinatul dumneavoastră și am văzut cât de aranjat este totul, cât de profesional este totul, cred că o să găsim un copil care o să ne placă și că o să formăm o familie fericită. Noi suntem niște părinți foarte, foarte buni și abia așteptăm să avem un copil nou în familia noastră. Din câte am înțeles, acest orfelinat se numește Orfelinatul John și Mike, dacă nu mă înșel. Domnule Iancu, este o onoare să fim vizitați de oameni ca tine și ca soția dumneavoastră. Nu, este o onoare pentru noi să adoptăm copii de la dumneavoastră. Se vede de la depărtare că sunteți niște oameni minunați, adică fix ce caută orfelinatul nostru John și Mike. Ok, deci bănuiesc, fraților, că Mike ăsta mai are un prieten pe nume John și au făcut ei un orfelinat care în curând se va transforma doar în orfelinatul Mike pentru că John a abandonat orfelinatul. Ok, nu aș vrea să intru și asta de discuții, până la urmă este treaba lor, nu mă interesează cum se cheamă orfelinatul. Știu, este o poveste tristă, dar nu vreau să intru în detalii, pentru că este ceva destul de personal, vă înțelegem, nici măcar nu vrem să știm detalii. Deci, domnule Iancu, m-am uitat pe foaia dumneavoastră de adopție și am văzut că ați răspuns la toate întrebările și sigur să vă spun, sunteți o familie perfectă pentru copiii noștri. Dar, înainte să mergem să vizităm copiii, aș vrea să vă rog să vă mai uitați o dată pe foaie ca să fiți siguri că puteți să îndepliniți tot ce scrie acolo. Deci, fraților, domnul Mike mi-a dat această foaie de adopție unde mi-a pus niște întrebări ca să vadă dacă sunt potrivit pentru a fi un părinte. Fiți atenți aici. Răspundeți cu da sau nu la următoarele întrebări. Prima întrebare este: aveți o locuință? Da. Avem o locuință, logic. 2. Aveți loc pentru copilul care urmează să-l adoptați? Da, logic. 3. Aveți destui bani ca să-i oferiți o viață complet normală? Da, adică eu și soția mea avem joburi, nu suntem multimilionari sau ceva de genul, dar suntem o familie normală și totodată normal că în momentul în care am venit să adoptăm un copil, ne-am gândit la faptul că, băi, putem să îl susținem, știi ce zic? 4. Sunteți înțelegători în general cu copiii? Da, adică ați văzut și voi că Răzvan și Izabela sunt destul de nesimțiți, deci suntem destul de înțelegători. 3. Aveți și alți copii biologici? Copilul adoptat o să aibă frați? Da, avem. 6. Aveți în minte un loc în care să-l înscrieți la școală? Da, avem o școală chiar lângă casă unde sunt și Izabela și Răzvan. 7. Sunteți siguri că sunteți niște părinți buni? Da. Și la 8, uitați aici întrebare, fraților, o să favorizați copilul, să-și copiii dumneavoastră biologici mai mult decât copilul adoptat? În niciun caz, fraților, în niciun caz. Domnule Mike, m-am uitat, uitați aici foaia. Magdalena, mergem să vedem copiii. Marius, în sfârșit am apelat la niște oameni profesioniști și la un orfelinat de calitate. Corect, frate, am căutat pe net, cel mai cunoscut orfelinat era ăsta, John și Mike. Știi ce zic, nu ne-am mai dus noi pe stradă și am intrat peste tot? Nu, eu zic aici e totul bine. De data asta am impresia că o să ne mărim familia pe bune. Până acum am avut doar ghinioane, dar acum simt că o să fie ceva bine. Doamne ajută! Rămâne așa cum am vorbit, Marius, nu? Un copil de maxim 10 ani. Ah, da, am uitat să vă spun și domnule Mike, am uitat să vă spun și dumneavoastră. Eu și Magdalena ne-am gândit să luăm un copil de maxim 10 ani. Da, să fie așa un copil micuț pe care să-l creștem noi, nu știu ce, nu prea micuț, că nu vrem să fie bebeloși, dar de 10 ani pentru că este aproximativ de vârsta copiilor noștri, copiii noștri sunt puțin mai mari, dar eu zic că 10 ani e perfect. Un copil așa, am pus ochii pe un băiețel când am intrat, îl chema Rareș, e un scump. Păi, nu știu, haideți, domnule Mike, să vedem copiii. Ok, fraților, aceștia sunt copiii. Magdalena, tu te refereai la Rareș, băiatul ăla. Mie mi se par toți niște scumpi, dar până la urmă nu putem să-i adoptăm pe toți. Tu ce spui? Marius, când mă uit la copiii ăștia, la cât de frumoși sunt, aș vrea să-i adopt pe toți. Da, și eu la fel, uitați-vă, fraților. Sunt niște copii foarte, foarte drăguți, dar vă dați seama că nu avem situația financiară, nu avem posibilitatea, nu avem casă, nu avem nimica ca să putem să adoptăm încă 3 copii, să avem 5 în total. Dar știu că momentan nu ne putem permite să creștem atâți copii, dar sunt dispusă să pariez că după ce o să vedem ce părinți buni o să fim pentru copilul nostru adoptat, o să revenim aici să adoptăm și alții. Mie mi se pare adorabil Rareș, ți-am mai spus. Tu ce părere ai? Crezi că el ar vrea să fim părinții lui? Apropo, Mike, câți ani are Rareș? Câți ani are Rareș, Mike? Rareș este un copil minunat, abia ce am plinit vârsta de 10 ani, fix cum am zis eu și Magdalena că am vrea. De când e mic, se află în orfelinatul nostru. Of, de când e mic,
și este un copil foarte liniștit cu un suflet cald. Întrebați-l dumneavoastră. Și eu vreau ca Rareș să fie copilul nostru. Rareș, vrei să fii copilul nostru? Vrei ca eu și soția mea Magdalena să fim părinții tăi? Da! Mă emoționez, nu credeam că o să vină ziua în care o să fiu adoptat. Oh, bine, domnule Mike, l-am ales pe Rareș. Haide să mergem să facem actele și după să mergem acasă, Rareș, să mergi la noua ta casă și să te cunoști cu noi tăi frățiori biologici, care, na, nu sunt biologici, sunt frățiori vitregi, dar cu noi tăi frățiori. S-a făcut seara, băieți și fete, și abia acum eu împreună cu Magdalena și cu Rareș am ajuns acasă, pentru că am mai ieșit puțin în oraș și am mai mers, am mai mâncat o înghețată, nu știu ce, ca să-l cunoaștem pe Rareș. Și vreau să vă spun, fraților, că este un copil destul de timid, are și o voce foarte, foarte subțire, nu știu, știu că sună ciudat, dar are așa o voce ca și cum își face vocea subțire, adică are așa o voce destul de ciudată, dacă mă înțelegeți, nu sunt fine, dar este foarte, foarte adorabil și am aflat foarte multe lucruri despre el. Rareș, uite aici, frățiorii tăi, Izabela și Răzvan. Salut, noi mei frățiori, Izabela. Rareș, pare un băiat foarte de treabă. Cred că eu cu tine și cu Răzvan o să ne înțelegem de minune. Doamne ajută! Apropo, tată, având în vedere că avem un membru nou în familie, mâine trebuie să ieșim undeva, nu? Să sărbătorim 100%. Mâine, fraților, trebuie să ieșim în oraș ca să ne cunoaștem mai bine. Noi deja, eu cu Magdalena, deja am început să-l cunoaștem pe Rareș, dar 100% nu l-am cunoscut atât de bine. Voi ce propunere aveți? Răzvan, unde zici să mergem mâine? Tată, mâine are concert Ariana Grande la noi în oraș. Putem să mergem la acel concert? Da, de ce nu? Știi cât de mult o adoră Izabela pe Ariana Grande? Știu, te rog. Băi, da, de ce nu? Adică ar fi perfect, merge la Ariana Grande, vine și Rare și toată lumea, nu? Magdalena, tu ce spui? Marius, tu ce spui? Eu zic să lăsăm copiii să se ducă la concert. Ok, o să mergem și noi cu ei, dar o să mergem pentru ei. Acum haide să mergem sus în cameră, la culcare, pentru că dimineață o să ieșim în oraș. Abia diseară merge la concert, corect. Trebuie până la urmă să ne cunoaștem, nu? Băi, da, da, 100% trebuie să ne cunoaștem. Păi, Rareș, să vă explic, tu împreună cu ceilalți o să stați în camera aceasta, va trebui eu să pun un pat și aici o să stau eu și Magdalena, da? Haideți toată lumea la culcare, toată lumea la culcare, pentru că mâine o să fie o zi plină. Stați puțin, cine mă trezește? Magdalena, Izabela, Răzvan? Ce faceți, mă, cât e ceasul? Nu e ora gen 7 dimineața? Eu am zis să ne trezim de dimineață, dar nici chiar așa de dimineață. De ce mă treziți, bro? Unde e Rareș? Măi, ce faceți? De ce m-ați trezit la ora asta, Magdalena? Marius, scuze că te-am trezit, dar cred că avem o urgență. Cred că trebuie să mergem la medicul Rareș. De ce? Cred că are o problemă la cap. Ascultă și tu ce mi-a spus copiii. Poate sunt doar eu paranoică, dar eu zic să mergem. Merită să mergem, să fim siguri că nu e nebun. Cum adică să fie nebun? Izabela, despre ce vorbește mama ta? Tată, ascultă-mă. De ce aseară ne-ai pus pe toți în aceeași cameră? Așa. Noi ne-am râs, am povestit și Rareș a zis că vrea să se culce. Așa. Ne-am înțeles chiar foarte bine cu el și ni s-a părut un băiat de treabă. Însă știi că eu și Răzvan stăm până noaptea târziu treci și așa am făcut și noaptea asta. Așa. Iar pe la ora 2 dimineața s-a trezit Rareș din somn, avea o voce complet schimbată. Parcă se prefăcea că are voce de adult și ne-a spus că concertul Ariana Grande e o prostie și că el a fost la un concert Michael Jackson. Poftim? Ok, față, deci nu știu dacă, dar n-are niciun sens ce se întâmplă, abia acum m-am trezit. Deci Rareș avea o voce complet schimbată, adică își făcea vocea groasă, ca și cum ar fi de adult, și a zis că a fost la concert Michael Jackson. Dar Michael Jackson zice, n-a murit înainte să se nască Rareș, dacă el are 10 ani. După asta, noi nu am înțeles ce se întâmplă, nu am înțeles de ce își face vocea ciudată și cum ar fi putut el să meargă la concert Michael Jackson. Îți dai seama că n-a mers la concert Michael Jackson. Dar totuși e ciudat. Michael Jackson nu a murit înainte ca el să se nască. Ba da, Izabela, men, dar doar nu-l crezi. Băi, Răzvan. Da, tată, și după ne-am uitat ciudat la el și el parcă s-a panicat și a revenit la normal. Nu știu, mi s-a părut foarte ciudat, dar poate a avut un vis urât. Bro, ce vis urât te face să te trezești din somn, să-ți faci o voce de bărbat și să zici că ai fost la concert Michael Jackson. Ok, chiar e suspect. Magdalena, deci credeam că exagerezi, dar chiar e suspect. Dar și când dormea, mai sfărăia și tată, mă, crede-mă, știu cum e un sfărăi de ador că te mai au pe tine haitaș din gură și așa era și a lui. Sfărăia ca un adult?
Băi, mă speriați. Nu înțeleg de ce își face voce așa și ce vrea să spună. Se comportă foarte ciudat, poate ar trebui să mergeți la doctor cu el. Cine știe ce a pățit în orfelinatul ăla, poate are traume și trebuie să fie ajutat. Băi, corect. Magdalena, da, haideți să mergem. Păi, da, deci voi stați aici acasă, eu merg cu Magdalena la doctor, o să încercăm, nu știu, bănesc că este ceva psihologic, fraților, dacă el se preface cu voce de bărbat, că nu are niciun sens, dar cum e, bă, se preface în somn? În somn poți să schimbi vocea dacă tu dormi? Nu cred. În fine, haideți să mergem și vedem diseară dacă vom merge la concert sau nu. Hai să zici și lui Rareș că mergem undeva. Rareș, trebuie să mergem la spital. Domnule Marius, unde mergem? O să vină și Magdalena și va trebui să mergem până la spital. Ok, fraților, am ajuns la spital și suntem aici împreună cu doamna doctoriță și tocmai ce i-am explicat absolut tot ce s-a întâmplat cu Rareș și pare foarte, foarte confuză. Adică, nu știu dacă n-am mai avut până acum un caz de genul, te-am explicat tot, cum sfore ca un adult, cum își face vocea de adult, cum a zis că a fost la concert Michael Jackson, adică n-are niciun sens. Doamnă și domnule Iancu, sincer să vă spun, în 20 de ani de carieră n-am mai auzit pe cineva să mă raporteze genul ăsta de probleme. Păi și noi ce facem, bro? Păi și cum adică? Noi ce facem? Un copil care își îngroașă vocea ca să fie adult și care minte că a fost la un concert care a avut loc înainte să se nască el? În fine, știu ce trebuie să facem. Hopa! Dacă există o problemă, 100% e psihologică. Așa că aveți aici un test cu 5 întrebări pe care trebuie să-l dați lui Rareș. O să ia vreo 10 minute să răspundă, iar după noi o să ne uităm peste răspunsuri ca să tragem o concluzie. Ia ce întrebări sunt astea? Câți ani ai, când te-ai născut, care a fost ziua ta preferată, care sunt cei mai buni prieteni ai tăi și îți place la școală? Băi, nu știu, dumneavoastră știți, Magdalena, tu ce spui? Ok, Marius, haideți să mergem să-i dăm testul ăsta, vom vedea cum o să răspundă și atunci doctorii o să-și dea seama dacă are o problemă sau nu. Da, nu știu cum o să-și dea seama doctorii din testul ăsta, însă până la urmă, fraților, ei sunt specialiștii, da, deci nu trebuie să le comentez. Rareș, frățiorul, ce se întâmplă? Fii atent, uite, testul ăsta, fă puțin testul ăsta, răspunde la întrebările astea și imediat revin eu să-ți-l iau, da? Deci te rog să răspunzi. Ok, fraților, Rareș a răspuns la toate întrebările și i-am arătat testul doamnei doctor și s-a uitat foarte, foarte ciudat. Doamna doctor, e vă problemă? Ok, m-am uitat peste test și toate răspunsurile sunt complet normale. Ia să vedem. Câți ani ai? 10. Când te-ai născut? Acum 10 ani. Care a fost ziua ta preferată? Ziua mea de naștere de 6 ani. Care sunt cei mai buni prieteni ai tăi? George și Irina de la orfelinat. Ok, știm pe copiii aia. Îți place la școală? Da. Păi și cum îți dai seama dacă are o problemă din chestiile astea? Dar dacă spuneți dumneavoastră că se comportă ciudat, o să vă rog să veniți și mâine și o să aduc un specialist ca să-l consulte. Uitați-vă și dumneavoastră peste test, ne-am uitat. Poate nu are nicio problemă, frate, și am fost noi paranoici, a? Dar nu mai merge la concert. Se zice, nu mai am niciun chef de concert. Magdalena, tu ce spui? Marius, haideți să mergem acasă, cred că doar am exagerat noi. Bă, da, nu știu, frate, adică nu e normal să te comporți atât de ciudat. Adică i-a speriat și pe copii. Da, nu știu, poate doar am fost noi paranoici. Da, haide să mergem acasă. Rareș, haide să mergem acasă. Da, mai stăm puțin prin oraș și după mergem acasă, fraților, că nu mai are sens, nu mai merge la niciun concert. Lasă așa, hai, merge direct acasă. Băieți și fete, afară este întuneric beznă și abia acum am ajuns acasă și vreau să vă spun că eu și Magdalena ne-am înșelat puțin în primința lui Rare și desigur că a fost o alarmă falsă. După ce am venit cu el de la doctor, am zis că, băi, dacă tot nu mergem la concert, haideți să ieșim în oraș, să mergem în parc, să nu știu ce. Și ne-am înțeles foarte, foarte bine și nu doar că noi ne-am înțeles bine cu el, și copiii s-au înțeles bine cu el. Vedeți că acum sunt toți în aceeași cameră, s-au pus la culcare și imediat trebuie să mă duc și eu și Magdalena să ne culcăm. Magdalena, ce părere ai? Eu spun că, na, e bine, e bine ce s-a întâmplat cu Rareș. Vezi, Marius, astăzi a fost o zi minunată. Doar ne-am înșelat în privința lui Rareș. Băi, corect. Ai văzut că și copiii au început să se înțeleagă foarte bine cu el. Eu zic că o să fie bine. Suntem noi mai paranoici datorită celor alte lucruri care s-au întâmplat. Dar în rest, putem să stăm bine. Băi, corect, da, adică fraților, ni s-au întâmplat foarte multe lucruri ciudate cu copiii adoptați. Știi ce zic? De-aia suntem așa paranoici. Haideți să mergem la culcare, dar înainte te rog să vezi dacă avem vreo scrisoare în poștă, pentru că acum o oră am auzit pe cineva cum bătea la ușă. Adică fix când am ajuns acasă. Ok, Magdalena, păi hai, ne vedem în dormitor. Cineva a bătut la ușă, bro? În fine, hai să vedem. Urgență.
Trebuie să ne întâlnim în parcarea spitalului. Este o urgență. Cine a scris asta, fraților? Stați puțin că mă panichează puțin. Cine a scris lucrul ăsta? Trebuie să ne întâlnim în parcarea spitalului. Este o urgență. Magdalena, o să fiu puțin plecat. Stai două secunde. Fraților, cine a scris chestia asta? Stai că mă sperie. Haideți să mergem în parcarea spitalului, fraților. Ok, cine mi-a scris mie chestia asta, man? Cine a venit să ne dea nouă foaia aia? Foarte ciudat, a început și să și plouă. Ok. Ah, uite, omul ăsta. John. What? Omule, cine ești? Salut, eu sunt Marius și cred că, adică, nu știu dacă te confund sau ceva de genul, dar cineva mi-a lăsat o scrisoare în poștă și mi-a zis să ne vedem, să mă văd cu el în fața spitalului. Cumva despre tine e vorba. Gen, ce se întâmplă? De ce să ne vedem? Bună seara, tu ești domnul Marius, nu? Da. Numele meu este John și sunt fostul asociat al orfelinatului John și Mike. Oh! Acel John! Ok, frățiorul, ești acel John. Am înțeles. Păi și de ce vrei să vorbești cu mine? Am văzut că ieri tu împreună cu soția ta ați adoptat un copil de acolo pe nume Rareș. Da, ne înțelegem foarte bine cu el. Și trebuie să vă spun ceva, mai exact adevărul. Ce adevăr? Domnule Marius, Rareș nu este un copil. Dar ce e, băi, un crocodil? E un câine? Ce e? Ci este un om de aproape 30 de ani care doar se preface că e un copil. Poftim? Își subțiază vocea și în fiecare zi merge la baie și își ia barba ca să nu pară că are 30 de ani. Băi, te rog eu, fii atent, deci fii foarte atent ce vorbești aici. Nu mă fraierii sau ceva de genul, mamă, fraților. Mamă, păi dacă ăsta are dreptate, înseamnă că totul se leagă. Băi, dar n-are cum. Cum să fie, băi, Rareș și un copil de, un bărbat de 30 de ani? N-are cum. Într-adevăr, are și apariția unui om mai tânăr, dar credeți-mă, se preface. Trebuie neapărat să sunați la poliție. Băi, asta-i puțin. Ce spui tu aici este foarte, foarte serios, pentru că eu împreună cu soția mea și copiii mei am avut o întâmplare ciudată cu Rareș, în care noi credeam că își, cum îi zice, își îngroașă vocea. Nu că ai vocea lui normală, la ce te referi? Ok, o să încerc să-ți explic cât mai pe scurt. Motivul pentru care am părăsit orfelinatul John și Mike a fost pentru că într-o zi l-am văzut pe Mike cum dădea mită polițiștilor. De ce ar da Mike mită polițiștilor? Așa că m-am întrebat de ce face asta. Noi nu suntem o afacere murdară și nici măcar nu suntem o afacere. De ce ar trebui să dea mită? Corect. Iar atunci Mike mi-a râs în față și mi-a explicat că Rareș este de fapt un bărbat de aproape 30 de ani care a fost adoptat de către o familie din sudul orașului, care l-a prins noaptea la miezul nopții cum își lua barba în baie. Mamă, dar Michael a zis că Rareș n-a fost adoptat niciodată. Mamă, frate, deci băi, mi se pare atât de ciudat ce îmi zice omul ăsta, dar într-un fel se leagă. N-a zis ăla că a fost el la concert, nu știu ce. N-au zis copii că l-au zis cum sfore. Mamă, băi, cred că ăsta are dreptate, meni, ești nebun? Oh my God. Ei au chemat poliția și au cerut arestarea lui, dar și arestarea noastră, pentru că i-a mințit. Eu mă jur că nu știam, am fost păcălit, dar nu înțeleg de ce Mike le-a dat mită, în loc să-l aresteze pe Rareș ăla. Din câte am înțeles, merge în casele oamenilor ca să fure, dar poate are și alte planuri diabolice. Oh my God. Oh my God, frate, asta nu e bine deloc. Trebuie să sunăm la poliție acum. El e acasă cu familia ta? Da, trebuie să sunăm la poliție, el e acasă cu familia mea, doar noi cu copiii mei în cameră. Măi, că face-o, totul se leagă, băi, ăsta are dreptate, sună la poliție neapărat, trebuie să mergi la mine acasă. Fraților, din fericire am ajuns la timp și Rareș nu a reușit să le facă rău niciunui membru ai familiei noastre, adică nici lui Izabela, nici lui Răzvan, nici lui Magdalena. Doar vreau să vă spun că în momentul în care a intrat poliția peste el în cameră, a început să înjure și a început să vorbească cu vocea aia lui de adult. Băi, omul ăsta e pe bune un adult de 30 de ani care doar se preface că este un copil. Doamne, ce psihopat! Bă, voi vă dați seama, frate, mi se face pielea de găină doar când vă spun lucrul ăsta. Doar când vă spun că noi tocmai am adoptat un copil, care de fapt nu e un copil,
ci un adult mai bătrân decât noi. Oh my god, man. Băi, dar măcar te cheamă Rareș. O să plătiți voi, nenorociților. Oh my god, fraților, băi, pe bune, e horror. Și care-i treaba cu ciudatul ăsta? De ce ar face una ca asta? John? Încă sunt șocat și nu înțeleg de ce Mike a putut să facă una ca asta. Corect? Ăla de la orfelinat, Mike, fraților, cum a lăsat chestia asta să se întâmple? A dat mită polițiștilor? What? O fi, fraților, eu cred, fiți atenți, eu vă spun, având în vedere că ăsta a zis că Rareș este adoptat de anumite familii și că fură chestii din casă, o să mă uit acum peste tot să văd dacă a furat ceva, însă cred că fac jumate, gen. Cred că de-aia a dat mită, că altfel nu-mi explic. Gen, ăsta fură și dă jumătate și lui Michael ăla. În fine, ia, uitați-vă, e casa plină de polițiști, fraților, să ne uităm pe aici să vedem dacă totul e bine. O să vorbesc imediat și cu familia mea. Să mă duc sus, să văd dacă e totul e bine. Ok. Nu lipsește nimic de aici. Se pare că nu, fraților, se pare că am reușit să-l arestăm înainte să fure ceva. Doamne, fraților. Magdalena, Izabela, Răzvan, sunteți ok? Marius îmi vine să plâng, cum nu ne-am dat seama? Ne-am pus copiii în pericol, ne-am pus pe noi în pericol. Nu-i nimica, Magdalena, nu-i nimica. Poate ar trebui să nu mai încercăm să adoptăm copii. Pur și simplu ne-i de noi, nu trebuie să ne oprim aici. A fost situația care a fost. Doamne, cât de ciudat e copilul ăsta, Izabela. Știam eu că e ceva suspect cu omul ăla, dar nu mai știam la lucrul ăsta. Dar acum că am aflat că are 29 de ani are, fraților. Pentru că polițiștii ăștia l-au mai arestat odată. Adică ăștia sunt ăștia care au luat mită, sper să nu mai fac încă o dată. Parcă totul se leagă, Răzvan. Tată, dar el acum o să fie arestat, nu? Nu are cum să se întoarcă la noi și să ne facă rău. Răzvan, stai liniștit, nu o să se întoarcă nimeni la noi și nimeni nu o să ne facă rău. În fine, hai că eu vorbesc cu polițiștii, răspuns să se care și să mergem toți la culcare, pentru că astăzi chiar a fost o zi plină. Este ora 1 dimineața, fraților, și eu tocmai ce m-am trezit să mă duc să beau niște apă și vreau să vă zic că... Deci... Eu cred că eu împreună cu Magdalena am avut instinctul ăsta că e ceva neregulă cu băiatul ăla, pentru că acum am vorbit cu ea și parcă ne putem odihni mai bine, că știm că băiatul ăla, că Rareș, nu este în casă, știi? Dar chiar și înainte, de faptul că, și înainte să aflăm că de fapt este un bărbat de 30 de ani, iar, nu știu, ne simțeam așa ciudat, aveam un sentiment ciudat în legătură cu el, însă vine aici să mă duc să beau niște apă și să mă întorc înapoi la somn. Mike? Ce faci aici? O să regretați tot ce ați făcut. Nu, Mike, nu, stai puțin.